calitate în viețile noastre este foarte ușor să cânți, poți să sfărâme munții, de nimic nu mă tem. Cântarea este extrem de lucidă și de adevărată în felul în care prezintă puterea care o are un om care are ochii pironiți spre cer, ochii care nu privesc ce este în fața lui, ci privesc pe Dumnezeu care îl poartă pe brațul lui puternic și care înțelege că tot ceea ce se întâmplă aici, oricât de dureros, este doar temporar și că veșnicia noastră este sigură cu Dumnezeul nostru care este în control chiar atunci când se sfărâmă munții. Suntem în continuare în Isaia, capitolul 41. S-a citit dimineață de la versetul 21 până în capitolul 42. Am privit ultima dată prima parte a capitolului 41 și aș vrea să continuăm această călătorie. Nu știu dacă mai aveam timp de o cântare sau nu. În orice caz, nu trebuie să-ți fie frică, frate Sorin. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică și unul de putere. Și oricând mai este timp de o cântare. Nu trebuie să ne grăbim pentru că vine ora fixă sau oricând vrem putem să cântăm și cred că de obicei lumea se supără mai puțin când se cântă mult. Când se predică foarte mult, mai există reclamații. Isaia este extrem de preocupat, pretutindeni în cartea lui, extrem de preocupat de problema idolatriei. De fapt, dacă ați ascultat cu atenție ultimele câteva mesaje din Isaia, toate au avut ca și idee focală problema idolatriei. O mare parte din cartea lui Isaia este axată pe această problemă, pe a trata această problemă. Este problema cu care poporul lui Dumnezeu se confruntă deseori, de repetate ori. Și întrebarea care este legitimă să ne o punem noi astăzi, este dacă problema idolatriei este relevantă pentru noi aici și acum. Avem impresia uneori că ne-am modernizat prea mult, ne-am civilizat prea mult încât să fim și noi atacați de asemenea maladie. Să fim și noi sub asemenea atac al idolatriei. Ne spunem noi, în mintea noastră, cred că ceva de genul. Totuși, suntem un popor creștin. Strămoșii noștri sunt creștini. Avem o cultură creștină. Suntem oameni civilizați. Mai mult de atât, noi suntem evanghelici, suntem baptiști. Unii dintre noi am ajuns să ne considerăm și reformați în baptismul nostru. Noi nu suntem ceva triburi primitive, păgâne, care să facă chipuri cioplite, care să construiască idol din aur și din argint. Nici ei n-au fost triburi păgâne sau oameni necivilizați. A fost poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul cu care Dumnezeu a umblat zi de zi. Poporul față de care Dumnezeu s-a revelat și căruia i-a vorbit. Poporul care a avut o cultură saturată de Dumnezeu. O religie instaurată de Dumnezeu. Și totuși Isaia, în capitol după capitol, tratează din nou problema idolatriei. Problema este că idolatria nu a fost niciodată o problemă păgână. Idolatria a fost întotdeauna și rămâne o problemă umană. Este dispoziția generală a sufletului uman să fie idolatru. Căzut în păcat și despărțit de Dumnezeu, omenirea are tendința, are dorința ca să fie idolatră.
Calvin spunea, inima omului este o fabrică de idoli. Produce în mod constant idoli. Chiar dacă arzi la pământ chipurile cioplite, chiar dacă dărâm catedralele păgâne, inima omului întotdeauna naște noi idoli. În fiecare zi se înalță un alt idol în viața noastră. Pe scurt, idolatria este orice substitut care inima noastră o găsește pentru Dumnezeu. Problema nu este chipul cioplit. Problema nu este obiectul în sine. Problema este orice substitut care inima noastră, care este afectată de păcat, găsește pentru Dumnezeu. Aceea Biblia este plină, absolut plină de avertizmente împotriva idolatriei. Pavel ne spune în 1 Corinteni 10:14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de idolatrie. În 1 Ioan 5:21 spune, copilașilor, feriți-vă de idol. Problema idolatriei este problema esențială care stă la temelia, stă la fundația păcatului. Toate păcatele noastre, la fundația lor, la temelia lor, pornesc din această problemă a idolatriei. Și de aceea este tratată așa de des și așa de sever peste tot în Scriptură. Inima noastră nu-și găsește satisfacția în Dumnezeu, nu-și găsește satisfacția deplină în Hristos, nu-și găsește împlinirea în slava lui Dumnezeu și în mod constant caută alternative. Și această căutare a surselor alternative de satisfacție dau naștere păcatul. Păcatul este, de fapt, orice gând sau orice faptă care diminuează slava lui Dumnezeu. Păcatul nu este doar atunci când ai încălcat de pe o listă de reguli, faptic sau prin gând o regulă, ci orice fapt, orice gând, orice dispoziție care diminuează slava lui Dumnezeu, care se raportează la Dumnezeu într-un mod inechitabil. Și de fiecare dată privim la Dumnezeu care se oferă pe El însuși în viața noastră, ca și dar, ca și satisfacția noastră completă, și ne întoarcem spatele și căutăm alte surse, alte satisfacții, nu facem altceva decât să spunem, Dumnezeu nu este suficient de valoros. Nu este suficient de bun, nu este suficient de sfânt, nu este suficient de glorios, pentru că dacă ar fi, am rămâne în prezența Lui și nu am căuta altceva. Adam și cu Eva. Primul păcat omenesc. Dumnezeu nu numai că le dăruiește o viață perfectă, le dăruiește prezența și părtășia cu El. Și nu este suficient. Ei vor să fie ca și El. Să nu depindă de El. Satana, primul și cel mai mare păcătos, nu este satisfăcut ca să stea în prezența lui Dumnezeu și în gloria Lui, în slava Lui. Vrea alte surse. Vrea El să fie slăvit și El să fie propria Lui satisfacție. Și îl trădează pe Dumnezeu în căutarea acestei satisfacții. Dacă Dumnezeu te-ar satisface și m-ar satisface de plin, nu ai căuta un substitut. Asta este realitatea. Când nu suntem satisfăcuți de ceea ce avem, căutăm alternative. Nu te duci acasă, soția a pregătit ceva de mâncare, nu-ți prea place, cauți alternative. Te duci la frigider, îți faci un sandwich. Când soția nu te mai satisface, cauți alternative. Când mașina nu te satisface, când serviciul nu te satisface, cauți alternative. Asta facem. Pentru că dorința noastră de a fi satisfăcuți, dorința noastră de a fi împliniți, este așa de puternică încât este dispusă să facă cele mai grave păcate.
Să plătim orice preț, să încălcăm orice principiu, să ne ruinăm viața, să ne ruinăm familia. Toți cunoaștem oameni care și-au părăsit familia pentru că n-au fost satisfăcuți. Oameni maturi. Oameni care au zis că sunt credincioși. Pornirea aceea, lăcomia aceea din noi, este așa de puternică încât este gata să calce orice în picioare. Chiar pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar satisface, n-am păcătuit. Pentru că n-am căutat împlinirea noastră în alte locuri. Orice lucru care nu glorifică și nu ne conduce la închinare și împlinirea noastră în Dumnezeu și în slava lui Dumnezeu, este păcat. Chiar lucruri bune. De cele mai multe ori, lucrurile bune sunt cele mai periculoase păcate. Obiectiv vorbind, unele lucruri pot fi foarte bune. Binecuvântări materiale. Familia ta. Sănătatea ta. Toate lucrurile acestea, obiectiv vorbind, moral vorbind, nu au nicio problemă morală. Cât timp ele ne conduc în prezența lui Dumnezeu și ne fac ca să ne uimim și să fim satisfăcuți la ceea ce este Dumnezeu și ceea ce este slava Lui. În momentul în care ele detrag de la satisfacția noastră și închinarea noastră în Dumnezeu, binecuvântările materiale pentru tine sunt un păcat. Soția ta pentru tine este un păcat. În momentul în care ești gata să compromiți pe Hristos pentru că îți iubești soția așa de mult, pentru tine este un păcat. Biserica ta. În momentul în care iubești biserica ta, așa cum ai definit-o tu în mintea ta perversă, așa de mult încât ești gata să compromiți slava lui Dumnezeu, în mintea ta există o justificare. Pot să fac păcatul X, Y, Z, pentru că până la urmă urmăresc binele bisericii. Și nu te interesează că detragi de la slava lui Dumnezeu. Și dovedești faptul că nu ești satisfăcut în Dumnezeu. Pentru că dacă ai fi satisfăcut în Dumnezeu, ai zice, chiar dacă biserica se pierde, între ghilimele, chiar dacă frații mă dau afară, chiar dacă frații nu mai dau pace cu mine, frați între ghilimele din nou, eu nu compromit principiile mele în fața lui Dumnezeu pentru că nu sunt disponibil ca să zic că Dumnezeu este mai puțin valoros decât biserica mea, decât familia mea, decât slujba mea, decât prietenii mei. Toate lucrurile acestea sunt daruri bune din mâna lui Dumnezeu. Dar în momentul în care darul este mai important pentru tine decât dătătorul, este păcat. Lista noastră de păcate, a noastră, a credincioșilor, nu este la fel ca și lista celor din lume. Pentru noi nu este țigări, băutură, curvie. Poate că sunt și printre noi care au problemele astea. Pentru noi sunt altele. Binecuvântări, familie și așa mai departe. Astea sunt păcatele noastre. Dragostea pentru lucrurile acestea bune care ni le-a dat Dumnezeu, încât le iubim mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Astea sunt idolii noștri. Știți care este prima poruncă din lege? Prima poruncă din lege este să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și știți de ce este prima poruncă din lege? Pentru că restul poruncilor din lege, toate poruncile din lege, nu ar mai fi o problemă dacă prima poruncă ar fi împlinită. Dacă Dumnezeu ar fi singurul nostru Dumnezeu, dacă n-am mai avea idol, dacă n-am mai avea alți Dumnezei pe care îi iubim, dacă n-am mai avea alte atașamente în această lume decât Dumnezeu, restul legii s-ar împlini ușor. Dar pentru că nu avem rezolvare la problema aceasta, la problema idolatriei, pentru că prima poruncă este încălcată în fiecare zi, încălcăm și toate celelalte. Nu numai prin faptul că dacă încalci o poruncă le-ai încălcat pe toate, ci faptic. Pentru că avem alți Dumnezei
Pentru că familiile noastre, bisericile noastre, slujbele noastre, binecuvântările noastre, dorințele noastre sunt Dumnezei pentru noi, încălcăm prima poruncă și dacă am încălcat-o prima, de ce să ne oprim acolo? Dacă oricum sunt vinovat pentru toate, dacă oricum nu-mi găsesc satisfacția supremă în Dumnezeu, de ce să mă opresc ca să nu-mi găsesc satisfacția altundeva încălcând poruncile? Biblia spune să nu fur. De ce să nu fur dacă îmi rezolv o problemă? Îmi rezolv o satisfacție? Pentru că vei fi pedepsit? Pedeapsa nu este un determinant suficient de puternic să te oprească. Singurul lucru care te va opri din a păcătui este o dragoste reală pentru Dumnezeu, încât îl iubești mai mult decât orice. Este singurul lucru. Dacă nu îl iubești mai mult decât orice și dacă să ajungi la acel orice care te dorești, este nevoie să furi, vei fura. Dacă este nevoie să curvești, vei curvi. Dacă este nevoie să minți, vei minți. Hristos spune în Matei 22, când este confruntat cu întrebarea: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Iisus răspunde în versetul 37, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Altfel spus, dacă am iubit pe Dumnezeu cu toată inima noastră, dacă El ar fi într-adevăr singurul nostru Dumnezeu, restul poruncilor și restul învățăturii nu ar fi altceva decât consecințe necesare. Am face tot ceea ce am vrea ca să facem și tot ceea ce am vrea ca să facem ar fi să împlinim legea lui Dumnezeu. Ar fi foarte ușor. Dar pentru că prima poruncă, pentru că nu iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, pentru că există încă porțiuni și porțiuni vaste și mari a inimii noastre care vor și tânjesc și tind spre altceva, pentru că mintea noastră este preocupată de alte lucruri. Știți cum poți să știi că este încă parțial? Nici măcar în ora în care se predică nu ești în stare să te gândești numai la Dumnezeu. Nici eu, nici tu. Așa de perverși suntem, încât și tu din bancă și eu de la amvon am moment în care mă gândesc la altceva. La alte probleme. Și nevoie ca să mă rog Domnului să zic: Doamne, eliberează-mi gândul, nu vreau altceva în mintea mea decât pe Tine și cuvântul Tău, pentru că satana vine și spune: dar știi că ai problema aia lumii. Aici, într-o oră, în templul lui Dumnezeu, în cuvântul Lui, să predică Evanghelia și nu suntem în stare ca mintea noastră 100% să fie legată de Dumnezeu. Păi da, afară, acolo, la servici, la lucru, cât la sută crezi că este Dumnezeu în mintea ta și în cugetul tău și în sufletul tău? Problema păcatului este că iubim pe Dumnezeu parțial. Nu este singurul nostru Dumnezeu. Este unul dintre Dumnezeii noștri. Este poate cel mai mare și îl considerăm cel mai important, dar nu este singur. Împărțim timpul și efortul între toți Dumnezeii noștri. Iuda, în concluzia cărții sale, spune și pune problema într-un fel foarte corect: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Îmi place foarte mult această frază: țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Păstrați dragostea pentru Dumnezeu. Întăriți dragostea voastră pentru Dumnezeu. Stăruiți în a focaliza afecțiunile voastre asupra lui Dumnezeu, pentru că tendința voastră naturală este ca să vă depărtați în afecțiunile voastre. Tendința noastră naturală este să iubim altceva
Tendința inimii noastre este să producem idoli și să ne închinăm lui și Iuda spune foarte corect, stăruiți în această dragoste, păstrați-vă în această dragoste. Dacă iubiți pe Dumnezeu, celelalte probleme din viața voastră spirituală se rezolvă în mod natural. Dacă nu sunteți în dragostea lui Dumnezeu, celelalte probleme se amplifică. În așa fel, ne vom păstra curați, vom fi tari în credință pentru că vom iubi pe Dumnezeu mai mult decât păcatul. Dacă iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, este realmente imposibil ca să păcătuiești. Noi păcătuim pentru că nu iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră. Păcatul este prin definiție lipsa de dragoste față de Dumnezeu. Când păcătuim, nu facem altceva decât să dovedim cât de puțin îl iubim pe Dumnezeu. Un idol, așa cum am zis, nu este altceva decât un substitut pentru Dumnezeu. În orice formă este acest substitut. Dacă ești într-un trib primitiv, este un chip cioplit. Dacă ești într-o societate civilizată, poate este un Mercedes. Pavel descrie foarte elocvent problema în Romani, capitolul 1, la versetul 23. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și animalelor care se tăresc. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului. Creatorul care este binecuvântat în veci. Amin. Un idol este orice lucru, și nu doar lucruri, dar orice lucru care este esențial pentru satisfacția și împlinirea noastră, pentru pacea și liniștea noastră în afară de Dumnezeu. Orice lucru, orice gând, orice ideal, orice valoare, orice filosofie, orice lucru care este necesar pentru pacea noastră, pentru liniștea noastră, pentru împlinirea noastră în afară de Dumnezeu, este prin definiție un idol. Pentru că dovedește faptul că îl iubești și îți găsești identitatea și îți găsești împlinirea doar parțial în Dumnezeu. Testul este foarte simplu. Este extrem de simplu și extrem de practic. Când eram în liceu, am avut un curs de literatură și la un moment dat studiam poeții romantici și poezia niciodată n-a fost o tendință naturală a mea. Am scris și versuri când eram mai tânăr, aveam anumite interese ca să scriu versuri, dar filosofia și gândirea analitică întotdeauna a fost mai naturală pentru mine și am pus o întrebare profesorului și am zis, doamna profesoară, noi iubim foarte mult despre ce înseamnă a iubi, despre ce înseamnă dragoste, și făceam o filosofie acolo. Dar totuși, știm măcar ce este dragostea? Și putem cunoaște ce înseamnă a iubi cu adevărat? Cum știu, de exemplu, dacă iubesc o fată cu adevărat? Și profesoara s-a gândit un minut și a zis, Mihai, gândește la această persoană. Imaginează-ți această persoană în mintea ta. Și acum imaginează-ți că au murit. Că nu mai ai acces la această persoană. Rezultatul sentimentelor negative, în mod proporțional, vor dovedi dacă dragostea ta a fost reală sau nu. Gândește la ceva din viața ta. Și acum șterge-l din viața ta. Rezultatul sentimentelor negative va dovedi dacă iubești sau nu acel lucru. Problema nu că iubești soția ta, familia ta și așa mai departe. Problema că iubești așa de mult, încât la momentul în care ai scos această persoană sau lucru sau obiect sau gând din viața ta, satisfacția ta, împlinirea ta, pacea ta, liniștea ta, chiar dacă îl ai pe Dumnezeu, au dispărut.
Martin Luther punea problema în felul acesta. În catechismul său pune problema ce înseamnă a avea un idol, un Dumnezeu. Ce este un Dumnezeu? Un Dumnezeu este acel lucru către care privești pentru tot ceea ce este bun, pentru tot ceea ce te satisface în viața ta, acel lucru în care găsim scăpare în nevoie. Ce înseamnă găsi scăpare în nevoie? În mod normal, acel lucru ar trebui să fie pentru noi, pentru creștini, o singularitate, și anume Dumnezeu. Când vin problemele, când vin nevoile, când vin durerile, satisfacția noastră și scăparea noastră trebuie ca să fie doar Dumnezeu. Și nu este. Realitatea este că pentru noi nu este o singularitate, ci o listă lungă. Banii, familia, serviciu și așa mai departe. Lucruri fără care, dacă ar trebui ca să trăim, viața noastră n-ar mai fi liniștită și n-ar mai fi împlinită. Care dintre noi, dacă ne-am pierde copiii mâine, am putea să zicem în inima noastră și cu glas tare, Dumnezeu dă, Dumnezeu ia, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu? Care dintre noi? Care dintre noi, dacă ne pierde serviciu mâine, am putea să spunem același lucru? Care dintre noi, dacă ne pierdem sănătatea mâine, am putea să spunem același lucru? Frate, ești prea sever. Biblia discută în absoluturi. Biblia nu are niciun interes să discute despre zone gri. Dacă alergi către familie, către servici, către biserică, către orice altceva în timpul de nevoie și nu către Dumnezeu, acele lucruri pentru tine sunt un idol. Isaia, în pasajul nostru, ne arată din nou adevărul idolatriei noastre și adevărul despre idolii noștri. Idolii noștri, spune Isaia, sunt doar o iluzie, o deșertăciune. 41:29, iată că toți sunt falși. Lucrările lor sunt un nimic, iar chipurile lor sunt vânt și deșertăciune. Și Dumnezeu în acest pasaj, la fel ca și în pasajul anterior în care a provocat națiunile și a provocat popoarele ca să-i dovedească că ei sunt în control, vine și pune problema într-un mod mai personal și Dumnezeu provoacă idolii să răspundă. Apărați-vă cauza, zice Domnul, aduceți dovezi, zice împăratul lui Iacov, aduceți-vă idolii să ne spună ce se va întâmpla. Spuneți-ne despre profețiile voastre din trecut pentru a le putea judeca și pentru a le afla împlinirea. Sau spuneți-ne lucrurile care se vor întâmpla. Faceți necunoscut viitorul și vom ști că sunteți Dumnezei. Apropo, paranteză. A discutat despre lucrarea lui Dumnezeu, cum se discută în ziua de astăzi, lucrarea lui Dumnezeu profetică, între ghilimele profetică, în care Dumnezeu vorbește în felul următor. Așa vorbește Domnul. Domnul Dumnezeul adevărat care a creat cerul și pământul. Și profeția respectivă se împlinește doar parțial, sau nu se împlinește, sau are greșeli. Și a atribui așa ceva lui Dumnezeu este o blasfemie. Pentru că îl face pe Dumnezeu care spune, față de idol, spune, da, voi credeți că sunteți Dumnezei? Arătați în prorociile voastre. Spuneți-mi când ați spus ce se va întâmpla și s-a întâmplat cum ați spus că s-a întâmplat. Spuneți-mi cum ați putut voi să preziceți viitorul? Pentru că nu sunteți în control. Ați ghicit voi de când în când. Dar Dumnezeu când spune este da și amin. Pentru că cuvântul lui aduce în ființă ceea ce spune. Ca tare un proroc în ziua de astăzi care spune așa vorbește Domnul și după aia spune, păi știi, nu știu de ce nu s-a întâmplat. Pentru că prorocia respectivă nu a venit de la Dumnezeu, a venit de la niște dumnezei, de la niște draci. Și a atribui asemenea profeției Dumnezeului adevărat care vine și scuipă în fața dumnezeilor acestea falși și spune arătați în profețiile voastre, este o blasfemie. Amin. Și nu ar trebui ca să permiți așa ceva. Păi, eu nu vreau să supăr Duhul Sfânt. Nu vrei să supăr Duhul Sfânt, nu-L mai lăsa să fie batjocorit de niște oameni care spun că așa vorbește Domnul și așa să vă împlinească. Și nu se împlinește.
Nu se împlinește. Și nu zic că-s greșiți și nu se leapă de dumnezeilor și de idolilor, chiar când omul este mort în mormânt, deși au zis că va învia și stau la marginea gropii. Cine-i Dumnezeul lor? Nu-i ăsta. Nu-i Dumnezeul Scripturii. Nu-i Dumnezeul cel viu care a făcut cerul și pământul. Cunoaștem cazuri. Eu cunosc un caz de la biserica noastră din New York, un frate din Bistrița, un frate de la Pentecostal, care după evenimentul acesta a trecut la baptiști, în care au venit prorocii la el acasă, trimiși printr-o lucrare de la Dumnezeu, să-i spună că fata lui va fi vindecată de Dumnezeu și fata era în mormânt de o săptămână. Ce Dumnezeu i-a trimis să-i spună fratelui că fata va fi vindecată de Dumnezeu? Nu Dumnezeul Scripturii. A vorbit despre Dumnezeul Scripturii în alți termeni decât da și amin, decât absolut, este un afront la personajul și caracterul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vorbește, este ca și împlinit. La fel cum poți fi sigur că ce s-a întâmplat ieri s-a întâmplat, poți fi sigur că ce Dumnezeu spune că se va întâmpla mâine, se va întâmpla. Amin. Fără excepții. Și nu faci altceva. Nu faci altceva decât să întristezi și să lucrezi împotriva lui Dumnezeu. Când stai cu mâinile în buzunar și spui, știi, mie mi-e frică să nu cumva să-i spun că e greșit, să nu lucrezi împotriva lui Dumnezeu. Dacă aș avea un euro pentru fiecare dată când cineva mi-a spus să am grijă, pentru că s-ar putea ca să comit păcatul care nu poate fi iertat, sau să hulesc Duhul Sfânt pentru că vorbesc împotriva acestor lucruri, aș fi un om extrem de bogat. Frate, cum poți să vorbești? Pentru că e foarte clar în Biblie. În Biblie nu este loc de greșeală și loc de compromis. Am provocat pe o soră care, de aici în Zalău, s-a confruntat cu aceste probleme. Am zis, arată-mi unul. Un singur proroc adevărat, în termenii lor. Unul. Mergem împreună și cercetăm. Dar dacă a greșit odată, pedeapsa Scripturii pentru el este moarte. Și dacă s-ar aplica legea lui Dumnezeu, el n-ar fi proroc. Dacă mi-areți unul, trec la voi. Vin la carismatici. Păi frate, nu, eu nu pot ca să fac așa ceva, să cercetez eu, să vorbesc. Nu trebuie să cercetez tu și nu trebuie să vorbești tu împotriva Duhului Sfânt. Vin și cercetez eu. Păi frate, dar nu pot. Faceți ceva. Orice, zice Dumnezeu. Faceți orice, dar faceți ceva. Dovediți că existați. Bine sau rău. Ceva care să ne lămurească sau să ne îngrozească. Este o cerință rezonabilă a lui Dumnezeu. Vreți să vă încredeți în idol? Vreți să aveți alți Dumnezei decât pe mine? Bun, haideți idolilor și dovediți-vă. Arătați-vă că meritați să fiți crezuți. Faceți ceva, orice, dar dovediți că existați. Și răspunsul evident care se primește la această provocare este tăcere. Pentru că n-au cum să facă ceva. Pentru că idolul este inexistent. Este o închipuire a minții noastre. Dumnezeu lansează această provocare nu doar către idol, ci către noi, cei care suntem idolatri. În prima parte a capitolului, cum am zis, lansează această provocare generală către națiuni, către popoare. Și îi provoacă la acest lucru. Spune, cine credeți voi că conduce istoria? Voi credeți că sunteți în control? Cine credeți că conduce lumea? Cine este suveran peste ea? Și răspunsul evident este Dumnezeu și Dumnezeu dovedește acest lucru. Dar acum, în pasajul în care ne uităm acum, din nou se pune o întrebare extrem de similară, dar acum la nivelul nostru personal, la nivelul credinței noastre personale. Altfel spus, cine este suveran peste tine? Cine este Dumnezeul tău? Cine are drepturi depline peste tine? În cine te încrezi tu 100%? Cine este în control peste viața ta? Crezi tu într-adevăr că Dumnezeu este în control? Crezi tu că Dumnezeu este Dumnezeul tău? Atunci, zice Isaia și Dumnezeu prin el, de ce te tot bizui pe idoli care nu sunt decât o iluzie? Dacă crezi, și dacă pretinzi că Dumnezeu este Dumnezeul tău și pretinzi că este suveran peste tine, de ce este viața noastră plină de idol? Versetul 24. Dar iată că voi sunteți mai puțin decât nimic
Iar lucrarea voastră este fără nicio valoare. O urăciune este cel ce vă alege. Este o absurditate, este o urăciune, este o prostie să alegi un lucru imaginar care nu poate spune nimic, care nu poate face nimic, care nu poate dovedi un fel de putere, nu poate, n-are nimic pentru că este închipuit. Este o prostie și o urăciune să alegi idolul acela peste Dumnezeul adevărat care a făcut cerul și pământul și care a dovedit cine este de repetate ori. Și totuși, de câte ori am ales și noi idolii? De câte ori ne-am pus și noi speranța în nimicuri? De câte ori am alergat și noi la închipuiri în momentul nevoii noastre? De câte ori am găsit satisfacția noastră în daruri și nu în dătător? De câte ori am fost și noi o urăciune în fața lui Dumnezeu pentru că ne-am încrezut în idol? Dar Dumnezeu, fiind cine este El, nu numai că ne provoacă și nu numai că ne condamnă, dar ne dă și o soluție. Priviți începutul capitolului 42. Isaia ne arată care este soluția lui Dumnezeu pentru starea noastră. Iată-l pe robul meu. Avem aici un tablou profetic a Domnului Iisus Hristos. Cel pe care îl sprijin, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, iar el va arăta neamurilor dreptatea. Nu va striga și nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe drum. Nu va rupe trestea zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă. Și cu credincioșie va aduce dreptatea. El nu va slăbi, nici nu se va descuraja, până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și în legea lui vor nădăjdui ținuturile de lângă mare. Altfel spus, avem o speranță. Chiar în starea aceasta în care ne aflăm, avem o speranță. Și această speranță este robul lui Dumnezeu. El ne va arăta dreptatea lui Dumnezeu. El ne va îndreptăți în fața lui Dumnezeu. El nu ne va zdrobi, deși merităm. Merităm mânia lui și judecata lui pentru că am ales alți Dumnezei în afară de el. Și pentru că alegem în fiecare zi alți Dumnezei în afară de el. Dar el nu ne va zdrobi, nu va rupe trestia zdrobită și nu va stinge mucul care încă mai fumegă, ci cu credincioșie va aduce dreptatea. Ce descriere aptă a stării noastre spirituale. Suntem o trestie zdrobită. Flacăra din noi doar fumegă. Și El este robul lui Dumnezeu care cu deplină credincioșie vine și se apleacă față de noi și ne ridică din starea în care suntem. Robul Domnului Iisus Hristos este soluția condiției noastre. Soluția inimii noastre idolatre este Hristos. Priviți ce va face El. Priviți ce a făcut El și ce poate face El și pentru tine și pentru mine. Versetul 5 până la 9. Așa vorbește Dumnezeu. Domnul care a creat cerurile și le-a întins. Care a desfășurat pământul împreună cu resursele lui, care dă suflare oamenilor de pe el și suflet celor ce umblă pe el. Eu, Domnul, te-am chemat prin dreptate, te voi ține bine de mână, te voi păzi, te voi face un legământ pentru popor și o lumină pentru neamuri. De ce? Uitați scopul, uitați ce va realiza, ce a realizat și ce poate realiza și pentru tine. Ca să deschizi ochii orbilor, să eliberezi pe prizonierii din captivitate și din închisoare pe cei ce stau în întuneric. Ăștia suntem noi. Noi suntem orbi. Noi suntem cei în robia păcatului. Noi suntem cei idolatri. Noi suntem care închidem ochii față Dumnezeu și ne întoarcem spre lume. Noi suntem deschiși aici și El este trimis de Dumnezeu ca să rezolve această problemă cu credincioșie și să ne deschidă ochii și să ne scoată din închisoare și din întuneric. Eu sunt Domnul. Acesta este numele meu. Nu-mi voi da slava altuia și nici lauda cuvenită mie idolilor.
Iată, cele din tâi lucruri s-au împlinit și acum vestesc altele noi, înainte să se împlinească, vi le fac cunoscute. V-ați pus vreodată întrebarea în viața voastră spirituală? Oare se va schimba ceva vreodată? Oare voi mai ieși din starea în care mă aflu acum? Din depresia din care mă aflu, de sub stăpânirea păcatului, din lipsa de bucurie care o am? Sau îs prins aici, în captivitatea asta? Știu cine este Dumnezeu. Mă duc la biserică, mă rog, cânt, dar ceva lipsește și parcă nu pot ca să ies de sub captivitatea asta, parcă nu pot ca să mă eliberez. V-ați pus vreodată întrebarea, oare este scăpare sau sunt menit să trăiesc o viață spirituală apăsată, o viață care este doar la cele mai elementare nivele? Oare voi scăpa din această stare în care sunt acum, din păcatul acesta care mă biruie? Este o întrebare legitimă, dureroasă, dar realistă în viețile noastre, pentru că atunci când privim starea noastră, realizăm că nu este prea bună. Dar priviți răspunsul care Isaia îl dă, răspunsul lui Dumnezeu. Eu, Domnul, te-am chemat prin dreptate. Te voi ține bine de mână, te voi păzi și te voi face un legământ pentru popor și o lumină pentru neam. De aici l-avem pe Hristos. El este cel despre care se vorbește aici. Ca să deschizi ochii orbilor, să eliberezi pe prizonieri din captivitate și din închisoare pe cei ce stau în întuneric. Aici vorbește despre noi. Există speranță. Există scăpare, există evadare din starea în care te afli acum. Robul Domnului este un legământ pentru noi. El este scăparea noastră din captivitatea păcatului. Nu poți ieși din ea pentru că te tot uiți la tine. Mă tot uit la mine și zic, vreau, dar nu pot. Corect. Ăsta este scopul exercițiului, să realizezi că nu poți. Să realizezi că nu trebuie să te uiți la tine, trebuie să te uiți la El, pentru că El este legământul, El este arvuna, El este garanția, El este Cel care te scoate, El este Cel care îți dă jos orbirea ochilor tăi, El este Cel care îți deschide inima și pune dragostea pentru El în ea. Nu tu, tu nu poți. Dacă te uiți la puterile tale și la starea ta și la credința ta, răspunsul este nu! Vei muri în starea aceasta idolatrică în care te afli, pentru că ești om și nu ești capabil, prin puterea inimii tale, să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima. Dar El este Dumnezeu. Și El a trimis pe Hristos ca și un legământ că El o va face pentru tine. El te va scoate. El te va scoate din robie. El te va aduce la lumină. El va scrie legea Lui pe inima ta. El este scăparea noastră. El este speranța noastră. Și putem fi siguri de acest lucru, de această realitate, pentru că El o face pentru slava Sa. Slava Sa care nu o compromite și nu o împarte cu nimeni. Eu sunt Domnul, spune, acesta este numele meu, nu-mi voi da slava altuia și nici lauda cuvenită mie idolilor. El știe că tu nu ai cum să abandonezi idolii tăi. El știe că tu nu ai cum să abandonezi păcatul tău prin propria ta putere și El nu te părăsește. Strigă către El și El te va elibera pentru slava numelui Său. El te va elibera să dovedească din nou, cum a dovedit și în trecut, că El este Dumnezeu. Poți fi sigur de asta. Iată, cele din tâi lucruri s-au împlinit și acum vestesc altele noi înainte să se împlinească. Altfel spus, la fel cum poți fi sigur de ce s-a întâmplat ieri, pentru că știi că s-a întâmplat deja, nu se mai poate schimba, este sigur, la fel poți fi sigur despre acest lucru. Pentru că același Dumnezeu care a poruncit istoriei să se întâmple cum s-a întâmplat până acum, același Dumnezeu care a poruncit ca să fie lumină și a fost, este același Dumnezeu care promite prin legământul care îl ai cu Iisus Hristos ca și copilul Său, că El pentru slava numelui Său nu te va lăsa în captivitatea idolatriei. Nu te va lăsa în captivitatea păcatului. Nu te va lăsa să mori departe de El. El te va lua de mână și te va ridica din valea păcatului. El te va pune pe umerii Lui. Nu pentru că tu ești capabil sau pentru că ești cineva, ci pentru că El este Dumnezeu, ăsta este numele Lui și El va dovedi asta, încât atunci când cei din jur se uită la tine, o să spună, cine? Cristi?
Sorin, Anca, Mihai, doar Dumnezeu putea să facă ce a făcut din Cristi, Mihai, Anca, Ciprian, Teri. Doar Dumnezeu. Vei fi și tu, cum au fost și alții, o dovadă a slavei și puterii sale. Știu că în valea păcatului tău și în valea păcatului meu este greu de crezut și greu de văzut un viitor și o scăpare. Dar la fel cum lucrurile dinainte, care Dumnezeu le-a promis, s-au împlinit, la fel și eliberarea noastră vestită prin Hristos este sigură și vrednic de crezut. Nu rămâne decât, chiar în mijlocul necazului, chiar în mijlocul depresiei și chiar în mijlocul captivității în care ne aflăm, decât să-L slăvim și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Cântați Domnului un cântec nou, spune profetul. Cântați laudele de la marginile pământului. Și cum am putea să răspundem altfel decât în laudă? Noi care nu suntem altceva decât niște idolatri. Noi care ne-am pus și ne punem deseori nădejdea în nimicuri, în iluzii, în năluci. Și El totuși se îndură de noi. El este cântarea noastră, El este singura noastră laudă și disperarea noastră este transformată în imnuri de laudă. Suferința noastră este transformată în strigăte de bucurie chiar în mijlocul necazului. Pentru că noi alergăm la Dumnezeu pentru scăpare și El este scăparea. În mijlocul bolii noastre, chiar dacă rămânem bolnavi, putem să strigăm laude către Dumnezeu, pentru că chiar dacă sănătatea ne-a fost luată, Dumnezeu rămâne. În mijlocul suferinței în familie putem să cântăm imnuri de laudă, pentru că chiar dacă familia s-a destrămat, Dumnezeu rămâne. În mijlocul problemelor financiare, când serviciul s-a spulberat, când banii nu mai sunt în bancă, putem să strigăm imnuri de laudă, pentru că Dumnezeu rămâne. Când bisericile se destramă, când civilizația se prăbușește, când războiul începe, putem să cântăm un cântec de laudă pentru că Dumnezeu rămâne. El este vrednic în orice circumstanță de lauda noastră. Priviți în concluzie ce Dumnezeu avem la versetul 13. Domnul mărșăluiește ca un viteaz. Asemenea unui războinic își stârnește râvna. Strigă, scoate un strigă de luptă și triumfă asupra dușmanilor săi. Am tăcut pentru multă vreme, am păstrat tăcerea și am rămas retras, dar acum, ca o femeie care naște, voi geme, voi gâfâi și voi icni, voi pusti munți și dealurile, le voi usca toată verdeața, voi preface râurile în uscat și voi seca iazurile. Câtă putere se dezlănțuie aici, în această imagine a lui Dumnezeu și priviți, pentru ce? Îi voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, pe cărări neștiute de ei îi voi conduce, voi preface întunericul dinaintea lor în lumină, iar povărnușurile în teren neted. Acestea sunt lucrurile pe care le voi face pentru ei, nu-i voi părăsi. Cum să nu lauzi un asemenea Dumnezeu? Cum să nu te închini la un asemenea Dumnezeu care spune acestea sunt lucrurile care le voi face pentru ei, pentru noi. Ne va conduce pe un drum nou. Ne va arăta lumina. Așa că întărește-te în adevărul care este Dumnezeu. Pentru că oricât de atractivi par idolii acestei viață, oricât de poleiți sunt în aur și în argint, cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin și care este sigur, ne promit că ele sunt doar moarte curată. Profetul spune și concluzionez cu aceasta. Dar cei ce se încred în idol, cei ce zic chipurilor cioplite, voi sunteți zeii noștri, vor fi alungați și acoperiți de rușine. Să ne ajute Dumnezeu ca El să fie într-adevăr unicul nostru Dumnezeu. Amin. Care să-L iubim din toată inima noastră. Amin. Cu tot sufletul nostru și cu tot cugetul nostru. Amin. Și să ne încredem chiar aici, în valea păcatului prin care trece
în valea idolatriei în care ne zbatem, că din pricina numelui Său, El ne va ridica de aici și ne va pune pe umerii Săi și ne va face ca să privim țintă la El. Pentru că altfel nu avem nicio speranță. Dar pentru slava Lui, cu siguranță El va face aceasta pentru noi. Amin. Amin.